joi, leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda euro și leul românesc și crește față de dolarul american. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămâne schimbate. Astfel, pentru 15 decembrie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 32 de bani pentru un dolar, cu 2 bani mai puțin decât miercuri. Moneda euro crește cu 20 de bani și va costa 20 de lei și 58 de bani. Hrivna ucraineană va valora 52 de bani. Leul românesc crește cu 4 bani și va costa 4 lei și 17 bani. Rubla rusească rămâne neschimbată, 30 de bani.